încerc să zic în toată inima seara aceasta că rugați să fie în gloria lui Dumnezeu. Amin. Este o bucurie să fiu în locul acesta și pentru mine este o emoție. Sunt totdeauna în locul și aș dori să rog pe Dumnezeu să mă trăiască. Amin. S-a citit această pildă și, cum spunea fratele Iosif, și eu consider că este una dintre cele mai frumoase pilde pe care Domnul Iisus a spus-o. Și această pildă vine ca și un răspuns la provocare pe care și la o acuzație pe care i-au făcut-o fariseii și cărturarii Domnului Iisus. Dacă vom vedea de la Luca, la capitolul 15, la versetul 1, spune: toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Iisus ca să-L asculte. Și fariseii și cărturarii cârteau și ziceau: omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Îl acuzau cumva pe Domnul Iisus, neînțelegând lucrarea la care a fost chemat, neînțelegând planul lui Dumnezeu. Îl acuzau că vorbește și caută să ridice pe păcătoși și spune că îi primește și mănâncă cu ei. Și ca un răspuns spune: dar Iisus le-a spus pilda aceasta. Și găsim aici trei pilde pe care Domnul Iisus le spune. Spune, prima pildă este pilda oi pierdute, apoi spune o pildă banului pierdut. Și apoi în încheierea acestor trei pilde spune pilda fiului risipitor, care este mult mai amplă și care descopere mult mai mult planul lui Dumnezeu cu privire la mântuirea celor păcătoși. Și m-am gândit de ce nu l-a fi spus Domnul Iisus pe față planul lui Dumnezeu, sau să le spună într-un alt fel, ci le-a vorbit prin pilde. Și găsim în Matei 13, de la versetul 10, spune că ucenicii s-au apropiat de El și i-au zis: de ce le vorbești în pilde? Iisus le-a răspuns: pentru că vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției cerurilor, iar lor nu le-a fost dat. Căci celui ce are îi se va da și va avea de fisos, iar de la cel ce n-are se va lua chiar și ce are. De aceea le vorbesc în pilde, pentru că ei, măcar că văd, nu văd, și măcar că au, nu aud, nici nu înțeleg. Și cu privire la ei se împlinește prorocia lui Isaia, care zice: veți auzi cu urechile voastre și nu veți înțelege, veți privi cu ochii voștri și nu veți vedea. Căci inima acestui popor s-a împietrit, a ajuns tard de urechi și au întors ochii, ca nu cumva să vadă cu ochii și să audă cu urechile, să înțeleagă cu inima și să se întoarcă la Dumnezeu ca să-i vinde. Dar ferice de ochii voștri că își văd și de urechile voastre că aud. Amin. Domnul Iisus le-a tălmăcit, le-a dat explicații ucenicilor, însă în ce privește pe farisei și pe cărturari, din cauza că ei se vedeau neprihăniți și nu vreau să, în altă parte în Scriptură spune că au zădărnicit planul lui Dumnezeu cu privire la ei. N-au primit botezul lui Ioan și au zădărnicit planul lui Dumnezeu cu privire la ei. Și Domnul Iisus vine cu această pildă și aș vrea în câteva gânduri să vorbesc despre ceea ce Domnul Iisus vrea să ne învețe din această pildă. Și citim căci un om avea refii, cel mai tânăr a zis tatălui său: dă-mi partea de avere ce mi se cuvine, și tatăl a împărțit averea.
Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul, a plecat într-o țară depărtată unde și-a găsit egalitatea de viață restaurată. Aș vrea... M-am oprit la două motive care ar fi putut să îl facă pe acest tânăr să ceară tatălui să împartă averea și nu știm ce l-a dus la această decizie. Însă ce se vede de aici este că în inima lui se naște o stare de rebeliune, o stare de o dorință de a se elibera cumva de sub autoritatea tatălui. Și ce ar fi putut să-l aducă la această stare? Bineînțeles, aici spune din cauza că mulți ar zice, din cauza că era tânăr, fără experiență, un tânăr care probabil nu cunoștea cuvântul lui Dumnezeu unde a ajuns, sau care cuvântul lui Dumnezeu a pătruns în inima lui unde a ajuns. Însă, mă adresez tinerilor în seara aceasta și aș vrea să le spun că eu am descoperit, sunt probabil mai multe lucruri, însă am descoperit două lucruri care ar putea să nască în inima celor care au această rebeliune, să nască rebeliunea în inima lor, ar putea fi un anturaj rău. Probabil tânărul acesta avea niște prieteni care îl influențau greșit, nu-i dădeau sfaturi bune, vedeau în el un tânăr care avea potențial și bogat și probabil ar fi zis acesta-i tu acolo acasă la taicătul și asculți și lucrezi și poate faci, ești sub autoritatea lui când ai putea la vârsta ta să te distrezi altfel. Și această influență greșită, acest anturaj greșit, probabil, care l-avea, a făcut ca asupra lui să vină în inima lui această stare de rebeliune, stare de dorință de independență și de a ieși de sub autoritatea părintească. Un alt lucru care ar putea fi și care îl vedem foarte mult în zilele noastre este această educație, aș putea o spune, sau nivel înalt de inteligență care ajung tinerii în ziua de astăzi și care au posibilitatea să se ridice la un nivel superior. Sunt multe studii care spun că majoritatea tinerilor creștini care se îndepărtează de Dumnezeu o fac atunci când ajung la un nivel universitar sau când ajung la un nivel de educație. Cred că inteligența lor și faptul că ei au ajuns la un nivel de educație superior îi face să fie mai cu o minte mai deschisă și poate să zică putem să gândim singuri, nu avem nevoie să fim îndrumați, nu avem nevoie să stăm sub o autoritate. Însă aceste lucruri nu fac altceva decât să nască rebeliunea împotriva lui Dumnezeu și aceste dorințe de independență sunt greșite dacă nu au la bază cuvântul lui Dumnezeu. Și aș vrea să mergem în cuvântul lui Dumnezeu și să vedem câteva versete în Iacov la capitolul 1, cuvântul lui Dumnezeu spune: fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători înșelindu-vă singuri. Căci dacă ascultă cineva cuvântul și nu îl împlinește cu fapta, seamănă ca un om care își privește fața firească într-o oglindă și după ce s-a privit, pleacă și uită îndată cum era.
Dar cine își va adânci privirea în legea desăvârșită, care este legea slobozeniei, și va stălui în ea, nu ca un ascultătorul tău, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. Aș vrea să schimbați aici cuvântul slobozenie cu cuvântul libertate și vom înțelege. Dar cine își va adânci privirea în legea desăvârșită, care este o lege a libertății, și va stărui în ea. Dacă îți adânci și privirile în cuvântul lui Dumnezeu, vei vedea că ești de fapt, nu ești sub, nu ești sub o apăsare, ci ești într-adevăr liber atunci când împlinești cuvântul lui Dumnezeu. Nu numai că îl citești, dar trebuie să îl împlinești, și ca să poți într-adevăr să înțelegi lucrul acesta, va trebui să-l împlinești. Dacă rămâi doar la citire, doar la ascultare și nu la împlinire, vei găsi că cuvântul Dumnezeu este greu, că este poruncă peste poruncă, că este ceva greu de dus, greu de îndeplinit. Însă dacă vei căuta să stăruiești, să împlinești cuvântul lui Dumnezeu, să împlinești ceea ce citești, vei vedea că va aduce o libertate. Și zic ca Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Și aici mi-am notat, adevărata libertate o avem numai sub autoritatea lui Dumnezeu. Când ești sub autoritatea cuvântului Dumnezeu, devii rob al păcatului. Nu poți să fii liber în afara cuvântului lui Dumnezeu. Adevărata libertate o ai numai când ești în cuvântul, sub cuvântul lui Dumnezeu și sub autoritatea cuvântului lui Dumnezeu. Și aș vrea, poate de scurt, să vă dau un exemplu. Exemplul acesta l-am auzit mai de mult și mi-a rămas în memorie. Spune, cine dea exemplul acesta spunea, un tren a fost conceput să meargă pe o cale ferată și dacă ai stat să te gândești, ai zice, nu are prea multă libertate pentru că trebuie să urmărească tot timpul o șină, un traseu care este trasat, însă aceasta este libertatea trenului ca să funcționeze pe o cale ferată. Încearcă să scoți acest tren și să-l pui pe șosea să vezi dacă mai funcționează și dacă mai dă randamentul la care, pentru lucru pentru care a fost făcut, creat. Tot așa suntem și noi. Dacă ne vom îndrepta după cuvântul lui Dumnezeu care a fost, pentru care am fost făcuți, și vom stărui asupra cuvântului Dumnezeu, vom putea să ajungem la statura la care Dumnezeu o dorește de la noi. Dacă vom vrea să mergem pe alături, să căutăm alte mijloace, ne vom pierde această libertate și vom ajunge rob păcatului. Și zic ca Dumnezeu să păzească pe orice tânăr din locul acesta, de lucrul acesta. O altă motivație care am văzut-o la acest tânăr care l-a făcut probabil să dorească să plece de sub autoritatea tatălui și din familie, a fost dorința lui de a fi stăpân pe ceea ce credea el că îi se cuvine, pe avere, pe o anumită sumă de bani. Cum am spus, poate fiind influențat greșit un anturaj, s-a gândit că dacă pleacă, ar fi bine să iei cu el și niște bani care îi se cuvin. Și mulți tineri, și se întâmplă de multe ori, și aici nu numai la tineri, se poate întâmpla și la oameni care au ajuns la o anumită statură, în credință, să fie amăgiți de această înșelăciune a bogăților. Și doar pe scurt, aș vrea să citesc câteva versete din 1 Timotei. Apostolul Pavel avertizează pe Timotei cu privire la aceste lucruri și ne avertizează și pe noi în seara aceasta și spune că noi n-am adus nimic în lume și nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Dacă avem dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns.
cei ce vor să se îmbogățească din potrivă care mi ispită în lați, în multe pofte nesăbuite și vătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăt și pierzare. Căci iubirea de bani este rătăcina tuturor relelor și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au străpun singuri cu o mulțime de chinuri. Iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri și caută neprihănirea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândețea și continuă. Și aici ar putea fi un alt subiect de predică, însă aș vrea la pe scurt să spun că această dorință de a poseda și de a fi el însuși gerantul unor sume de bani l-a condus la ce vedem mai târziu că s-a întâmplat în cazul lui. Cuvântul Dumnezeu în altă parte, Domnul Iisus în altă parte ne spune că în Matei 12 cu 30, Cuvântul Dumnezeu spune: cine nu este cu mine este împotriva mea și cine nu strânge cu mine risipește. Cuvântul Dumnezeu vrea să spună că dacă posedăm ceva, dacă dorim să posedăm ceva, dacă avem ceva, trebuie să-l avem împreună cu Dumnezeu și ceea ce ne aparține nouă se aparține lui Dumnezeu și oricând să putem să punem la dispoziția lui Dumnezeu bunurile care le avem sau să punem la dispoziția lucrării lui Dumnezeu ceea ce posedăm și să nu fim legați de ceea ce Dumnezeu ne-a dat, poate pentru o vreme. Și zic că la lucrul acesta Dumnezeu să ne ajute iarăși. Mai departe, nu aș vrea ca să merg în detalii în ceea ce i s-a întâmplat acestui tânăr, să vedem că plecând de sub binecuvântarea părintească, plecând de sub din casa tatălui, având această stare de rebeliune în inima lui, a ajuns într-o stare jalnică, a ajuns într-o stare de jos. Păcatul nu are limite și averea i s-a dus. A ajuns să fie în cel mai de jos grad, poate pentru un evreu, din vremea aceea, când Iisus vrea să scoată în evidență cât de jos a ajuns și spune că a ajuns să fie păzitor la porci. Pentru evrei nu era ceva mai josnic decât să ajungi să fii păzitorul unor animale care ei nici măcar nu aveau voie ca să le mănânce și prin aceasta Domnul Iisus vrea să arate cât de degradat a ajuns acest tânăr care, plecând de sub autoritatea părintească, luându-și el destinele în mână, nu a putut să fie în măsură să controleze situația. Însă ceea ce este cel mai fericit este versetul 17, spune: și a venit în fire și a zis: câți ar viață tatălui meu, o belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și voi zice: Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău, fă-mă ca pe unul din argații tăi. Are o idee și este o idee foarte bună. Este probabil, din cât am văzut până aici, ideea care o are cel mai bună până acum. Este aceea de a pleca spre casa părintească și de a cere iertare tatălui, de a se mărturisi. Și dorința aceasta lui de mărturisire
dovedește că dorește să se pocăiască, să revină sub autoritatea părintească. Dacă nu este dorință de mărturisire, dacă nu ar fi avut această dorință să spună Tatăl a păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. El nu a venit doar cu gândul să zică Tată, primește-mă ca pe unul din argații tăi. El vine cu o dorință și recunoaște faptul că a păcătuit împotriva lui Dumnezeu și împotriva Tatălui Său. Și aș vrea să mergem în cuvântul lui Dumnezeu și să vedem în 1 Ioan 8, spune, dacă zicem că nu avem păcat, ne înșelăm singur și adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățe de orice nelegiuire. Dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinoși, cuvântul Lui nu este în noi. Și vedem clar cuvântul Dumnezeu ne învață că trebuie să ne mărturisim păcatele. Este imposibil să nu greșim înaintea lui Dumnezeu, este imposibil să nu păcătuim înaintea lui Dumnezeu. Însă, dacă ai ajuns într-o stare în care nu este plăcută lui Dumnezeu, într-o stare în care ai ajuns într-o stare de păcat, singura soluție este mărturisirea păcatelor și întoarcerea lor. Și acest fiu ia această decizie să se mărturisească și să se întoarcă înspre casa părintească, să se întoarcă de la locul de unde a plecat. Inițiativa acestei reabilitări o are însă și tatăl. Vedem aici că s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut, s-a făcut milă de el, a alergat, a crezut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Probabil tatăl său se aștepta, probabil aștepta de mai mult timp, probabil se aștepta ca într-o zi să se întoarcă, pentru că spune că l-a văzut departe, de departe l-a văzut. Aceasta arată că nu a fost luat prin surprindere. Tatăl său deja avea un plan în mintea lui, se aștepta dacă acest fiu al meu se întoarce, ce voi face? Care este planul? Și această întoarcere a fiului pe care el o aștepta, vedem că nu a fost luat prin surprindere. Tatăl său nu era undeva la obor, poate undeva care să, într-un loc undeva în casă, ci el era undeva unde putea să vadă și aștepta. Și prin aceasta cuvântul Dumnezeu vrea să ne arate că Dumnezeu este tot timpul în așteptarea celui păcătos. Dumnezeu dorește, este inițiativa Lui, este dorința Lui ca cel păcătos să se întoarcă. Și aș vrea să citesc din Efeseni, de la capitolul 2, câteva versete care se ne arată prin Efeseni, de la capitolul 2. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după domnul puterii văzduhului și a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Între ei eram și noi toți odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare pe care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos. Prin har sunteți mântuiți. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești, în Hristos Iisus, ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăție a Harului Său, în bunătatea
lui față de Domnul Hristos Iisus, căci prin har ați fost mântuiți, prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Slăviți să fie Domnul! Inițiativa reabilitării acestui fiu pierdut a fost inițiativa lui Dumnezeu, a fost inițiativa Tatălui. Și cum am spus, Domnul Iisus în această pildă vrea să arate fariseilor și cărturarilor, căci Dumnezeu, inițiativa Lui este ca să mântuiască pe cei pierduți, să-i aducă la înapoi, la tale. Și ca și în pilda cu oaia rătăcită, a lăsat pe celelalte 99 ca să caute pe cea care era rătăcită. Un alt cuvânt care aș vrea să citesc care să vină în sprijinul acestui gând este din 1 Ioan 4. Spune Cuvântul Dumnezeu de la versetul 9. Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu ca noi să trăim prin El. Și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Prea iubiților, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim și noi unii pe alții. Amin. Vedem că această inițiativă o are Dumnezeu, această inițiativă de a ne mântui, această inițiativă de a ne salva. Și zic ca Dumnezeu să fie lăudat pentru lucrul acesta. Și aș vrea să spun tinerilor și celor care probabil sunt într-o stare care nu este după voia lui Dumnezeu, căci Dumnezeu dorește lucrul acesta, întoarcerea lor. Dumnezeu așteaptă cu nerăbdare întoarcerea lor. Dumnezeu nu dorește ca niciunul să nu să piară, ci toți să se întoarcă la pocăință, spune în altă parte cuvântul Dumnezeu. Și aș dori ca lucrul acesta să ne rămână ca un gând și ceea ce trebuie făcut din partea lor este doar o mărturisire și o dorință sinceră de a ieși din starea în care sunt. Și cuvântul lui Dumnezeu poate ca să-i ajute la lucrul acesta și să-i Dumnezeu să ne ajute pe toți. Aș vrea doar câteva cuvinte să mă opresc asupra Fiului Celui Mai Mare. Cuvântul Dumnezeu ne spune aici că Fiul Cel Mare era la ogor. Când a venit să apropie de casă, a auzit muzică, jocuri, a întrebat ce se întâmplă. Și la versetul 28 spune, El s-a întâlnit în mânie, nu vrea să intre în casă, Tatăl Său a ieșit afară și l-a rugat să intre. Vedem că este atât de dificil câteodată când un păcător se întoarce. Și este poate și mai dificil când este cineva care probabil a fost în biserică. Persoana poate nu a avut o naștere din nou, nu a fost niciodată la un nivel de înțelegere a lui Dumnezeu și s-a îndepărtat și după aceea revine din nou. De multe ori se întâmplă ca atunci când revine, cei
din biserică, cei din casă, să privească lucrul acesta și să fie cumva surprinși. Vedem că acest frate mai mare nu avea în inima lui durerea pe care o avea tatăl său. Dacă el ar fi simțit durerea pe care o simțea tatăl său în inima lui atunci când acest fiu, acest frate al lui mai tânăr a plecat, la întoarcerea lui, probabil ar fi fost și el la fel de bucuros, așa cum tatăl său era. Însă, el nu avea această durere, nu simțea această durere pe care o simțea tatăl său și aici este un risc pe care îl avem. Poate de multe ori nu suntem pregătiți ca atunci când aș putea spune cu ghilimele, fiii pierduți se întorc acasă, poate nu suntem destul de pregătiți să-i primim așa cum ne învață Cuvântul lui Dumnezeu. Poate începem să avem prejudecăți, începem să judecăm, să căutăm tot felul de motive și să avem o mânie minimă, însă lucrurile acestea nu sunt după voia lui Dumnezeu și doar în scurt aș vrea să citesc câteva versete care să ne lămurească cu privire la lucrul acesta. În Evrei, la capitolul 3, la versetul 12, spune Cuvântul lui Dumnezeu: luați seama, dar, fraților, ca niciunul din voi să n-aibă inimă rea și necredincioasă care să vă despartă de Dumnezeu cel viu. Și îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, câtă vreme se zice astăzi, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Căci ne-a făcut părtași al lui Hristos, dacă păstrăm până la sfârșit temperea nezgubită de la început. Și această inimă rea și necredincioasă, această inimă pe care o avea fratele acest mai mare, care spune că s-a întărâtat de mânie, aceasta înseamnă că inima lui era împietrită. Nu vroia ca să-l mai primească, probabil, pe fratele lui. Și dacă vrea să-l mai primească, vrea să-l primească sub o altă formă, niciun caz în felul în care tatăl său l-a primit. Și mă rog în seara aceasta și aș vrea ca să ne gândim la lucrul acesta. Suntem pregătiți? Avem o inimă care se simtă ca inima lui Dumnezeu pentru cei care într-o zi Dumnezeu o să-i aducă înapoi, pentru cei care probabil acum încă sunt departe și rătăcesc și Dumnezeu în îndurarea Lui într-o zi o să aibă milă de ei și o să-i aducă. Suntem pregătiți, avem inimile după voia lui Dumnezeu ca să putem să-i primim și dacă este ceva care ne împiedică la lucrul acesta, aș zice ca să ne rugăm Domnului să ne ajute să schimbe inimile noastre, să ne dea inimi care să fie inimi pline de milă, inimi pline de bunătate, o inimă ca inima lui Dumnezeu prin care să putem să acceptăm pe cei care departe fiind și poate ajungi la într-o stare degradantă, se întorc și să putem să fim gata să-i primim și să putem să le arătăm milă și compasiune. Și lucrurile acestea vrea Domnul Iisus să le arată prin această pildă fariseilor și cărturarilor. Vreau să le arate această lipsă de compasiune pe care ei o au față de cum spuneau ei, de vameși și de păcătoși. Și în altă parte spuneau că și de femeile care se apropiau de Domnul Iisus. Și această compasiune Dumnezeu o dorește de la noi. Și zic ca Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Să ne lumineze în direcția aceasta, pentru că probabil acesta va fi lucrul cel mai greu de multe ori.
n-aș vrea ca să mai continui, dar aici era, era foarte mult de vorbit probabil despre ceea ce gestul pe care îl face tatăl prin faptul că îl îmbracă, îi pune un inel în deget, îi pune încălțăminte în picioare, este mult de vorbit despre lucrul acesta, însă toate aceste lucruri fac ca să demonstreze dragostea lui Dumnezeu din nou pentru cel care a fost căzut și care Dumnezeu îl ridică din nou la o stare și la un standard pe care El îl dorește de la copiii lui. Zic ca Dumnezeu să ne binecuvânteze. Amin.